Stăm de vorbă cu unul dintre cei mai ocupați jucători în această vară, Răzvan Chiratcu, la CSM Vaslui, extrema dreaptă a echipei naționale de tineret. În primul rând, Răzvan, cum a fost pentru tine vara asta? Bună ziua, a fost o vară foarte încărcată. Mi-am dorit foarte mult să ne calificăm, dar din păcate nu s-a putut. Și înapoi la treabă la Vaslui? 100%, întotdeauna. Momentan nu am nevoie de pauză. Cum ți s-a părut turneul? Cum a fost pentru tine acestea? Cum au fost primele meciuri cu Vasluiul din această vară? A fost un turneu foarte bun. Băieții au revenit din vacanță. Eu am fost antrenat, nu am avut pauză. Și aș vrea să ne antrenăm cât mai mult și pe viitor să fim conectați 100%. Ce speri să obții cu echipa ta în sezonul viitor? În primul rând vreau să îndeplinim obiectivul, să ne menținem în primele 10 echipe. Mulțumesc, succes mult!